Interesul pentru funcționarea mecanismelor interne ale jucăriilor este specific copiilor încă de la o vârstă fragedă. În cazul lui Cezar Covașă, acest interes s-a transformat într-o adevărată pasiune, lucru demonstrat de titlul prestigios cu care a absolvit facultatea. Eu am făcut liceul la Colegiul Tehnic Lațcu Vodăsiret, profilul mecanic auto. Am urmat apoi o școală post-liceală, tot în domeniu, și am decis să continui să mă dezvolt mai mult partea asta mecanică și am continuat cu facultatea de inginerie mecanică și autovehicule și robotică și am ales specializarea inginerie mecanică deoarece îți oferă un domeniu mai larg de aplicabilitate plus pasiunea care e pentru acest domeniu. Pandemia a reprezentat o provocare majoră în primul an de facultate pentru Cezar, care a venit cu dificultăți suplimentare în procesul de învățare și adaptare la condiții. Pot spune că provocarea cea mai mare a fost în primul an, când, după cum știți, a fost și pandemia, a fost un pic mai dificil, cursurile online, a fost mai dificil să... Nu a fost o problemă în învățare sau ceva, că cursurile s-au făcut, am participat, însă a fost mai dificil să mă acomodez după. Cezar afirmă că a avut parte de cadre didactice profesioniste la Facultatea de Inginerie Mecanică. De aceea consideră că toți au avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea sa ca om, dar și pe plan profesional. Pot spune că toți profesorii și-au pus amprenta asupra mea. Toți profesorii de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică sunt profesioniști. Tot timpul au fost acolo când am avut nevoie, tot timpul ne-au răspuns și pe lângă subiect, pe lângă cursuri. În general, toți profesorii. În ceea ce privește planurile sale de viitor, Cezar abordează lucrurile treptat și le permite să evolueze în mod natural. În primul rând, doresc să continui un program de master și apoi doresc să mă angajez undeva în domeniu, în caut un loc de muncă. Cezar oferă câteva sfaturi absolvenților de liceu pasionați de mecanică care doresc să studieze la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Pentru cei care vor să vină la Universitatea Ștefan cel Mare, le recomand. În primul rând, este o universitate foarte dotată, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și continuă să se dezvolte și oferă foarte multe locuri de cazare, de activități extra pe lângă, locuri de socializare și cei care vor să vină la Facultatea de Inginerie Mecanică le recomand pentru că au echipamente de ultima generație, profesori specialiști foarte, foarte devotați și chiar le recomand, mai ales dacă sunt pasionați în domeniu, au de învățat.